Cornelia și Lupul Râdnic au venit în vizită la noi. Bine ați venit, dragilor! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! A trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut. E câte s-au întâmplat în timpul ăsta? Multe! Da, înțeleg că ați pătimit un pic, mai mult tu, Cornelia. Da, eu. Da. Un pic așa, prin noiembrie am rămas fără gust și fără miros. Așa? Și în momentul în care am rămas fără gust, am zis să fac un test, a ieșit pozitiv. Aia. Am trecut cu bine peste, mulțumim la Dumnezeu și avem mulți anticorpi. Bravo. Acum. Dar lupul n-a pierdut nimic. El nu pierde nici gustul, nici mirosul, nu pierde, nu lasă nimic. Nici aia, a? Nici privirea, nimic. Nici privirea la fel mageră. Dai, de lup. Ce știe domnul lup pe cine să mănâncă? A, să mănânci. Perfect, perfect. Ce ați mai făcut între timp de... Dar de ce te interesează? Așa, zic, na. De curiozitate. Mă, să știi că, na, altă dată veneam și ne lăudam cu lucruri, aia, înțelegi? Da, da, că da. Am făcut, că Andres, că acum n-am... Acum ați cam stat pe acasă, nu? N-am făcut mare lucru, da, am făcut sărbători acasă la Siget, ne-am cumințit așa mai mult. Am făcut foarte multe lucruri, ca toată lumea, de altfel, lucruri pe care altfel nu le-am fi făcut. Corect. Respectiv, ori între poze, între piese, mă rog. Da. Dar ne-a ajuns. A, gata. Nu mai vreau. Nu mai. Gata, vreau să cânt. Să gătăm asta. Vrem treabă, vrem drum. Nu mai. Vreau oboseală, să mă oboseală, mai plâng, că să obosesc, că n-am chef să mă duc acolo. Da. Eu nu mai concerte. Duc. Da, nu mai pot. Vai, ce obosită. Vai. Tot asta obosit. Vreau. Acum nu. Dar referitor la ce te interesează, când gara se gătă, vreau te văd să Maramureșa, vreau să meargă cu trenul. Și mă, dacă să ai bilete, dați-mi și mie un bilet, vă rog, zice că vreau să mă duc cu trenul. Până unde? Pe ce te interesează? Mă duc unde vreau! Zice, șeful stației era în apropiere, lasă-mă că vorbesc cu unteș. Unteș le zice, Natalia, dacă nu ies unde mergi, eu nu putem să liberăm biletul ăla, da? Ce, păi, Natalia, te văd, om, serios, mă duc la o nuntă. Auzi, dacă vreau să mai râdeți... Așa? Copiist, foarte drăgălaș. Așa. Eram într-un magazin într-o zi și eram flăcăoș, așa, de... 8 anișori, așa, 7-8 anișori. Și era o tante acolo. Tante, vreau să-mi dați și mie o nouă. E la kinder, să zicem. Așa. Dar tante zice, cum să fie? Mai mic, mai mare, mare să fie? Așa ca și capul numai tale, dar să fie cu ceva înăuntru. Bună asta! Bună. Cum să te plictisești? Cum să nu, cum să nu? Dar văd că în perioada asta de pandemie, nu știu, l-ai ținut în scurt, așa, l-ai pus să facă exerciții fizice, că s-a subțiat, te-ai tras pe el. Trebuie să fii... Sincer, îl invidiez foarte tare, pentru că eu n-am reușit. Aia zic. Să fii tras printr-un inel. N-am reușit, n-am reușit. Cred că te-a pus la muncă fizică. Au să știi că la noi, e o vorbă, la noi, ca să fii bine, trebuie să fii mândră și grasă, așa că eu întrunesc. Arătați foarte bine, dar nu putem să nu remarc. Degetul mai bine, degetul și mai bine. Dar nu pot să nu remarc faptul că, da, lupul s-a... Și pot să-l invidiez. Lupul a fost fugărit. Da, da, că lupul schimbă părul. Ai, mama, de ce l-am fugărit. Că lupul schimbă părul, dar nevasta, ba. Ai grijă. Da, dar știi că o casă zice că-s rea de gură? Nu zicea că așa de bine din astea. Nu zice așa. Păi nu că la televizor, nu. Da, nu, trebuie să venim în fiecare zi la televizor. Că uite ce fai, mă laudă. Ia și să știți, o auzi pe poruncă din Maramureș, știți care e, nu? Adevărat, vezi că e drept. Mă rog că nu ne-ai stropit. Nu, că e... Între noi covidații nu mai avem... Eu sunt puțin în plus, sper să rămân așa. Am 11 poruncă în Maramureș și să-ți vezi de treaba ta. Ce bună e asta! Dar vezi că nu știi cum să o iei, ori de bine, ori de rău. Nu știu, dar mă vezi de treaba ta. Mă vezi de treaba ta. Da. Hai să vă supunem unui test. Aole, da, COVID? Da, da, vrem să... COVID? Nu, nu, nu de COVID, de alt test. Testul lumii. Aoleo! Da. Perfect, hai să mergem aici. Hai să mergem. Avem două scaune. Așa. Și două perechi de pantofi. O să vă rog să vă așezați pe scaune, spate în spate. Așa. Așa. Adică lupul, eu nu mai gres cu tine, gata. Nici nu mai, nu mai, gata. Spate în spate, așa. Cum, să nu mă pun oarecum. Așa, spate în spate, cât de cât. O să vă rog să luați fiecare gata. Câte ce? Un pantof, da? Eu ce să iau? Uite aici, uite așa. Pantofi, lupul și tu. Două trebuie să avem. Păi două, pentru că noi o să punem niște întrebări. Dacă, dă-i noroc. Dacă răspunsul la întrebare este Cornelia, ridicăm pantoful cu toc. Dacă răspunsul la întrebare este lupul, ridicăm celălalt Bine. Pantof. Perfect? Bun, eu sunt tartorul șef. Aoleo, vin gătitoare, te rugăm frumos, Maria ta.
Ia spuneți-mi voi sincer. Așa. Cine face ceaiul dimineața? O ridicat? Da. Ce ai ridicat, mă? Nu. Nu ne inspirăm de la colegul de bancă. Da. Dar să știi că noi bem cafea în general. Aia, vezi, de aia n-a unii bea ceai. Ce aveți cu ceaiul? De ce nu beți ceaiul? În fine. E bună cine cafeaua, fata. Face cafeaua dimineața? Bravo! Bravo! Bun. Mai ai doi pantofi? Da. De damă. Cine este mai harnic? Perfect, excelent. Cine spune bancuri mai des? E, aici știu eu. Cine e mai supărăcios? Cine nu mai face cred. Și acum declarații de dragoste? Așa, să zicem, nu prea suntem din aia cu declarații. Bun. Cine strânge mai mult unul după celălalt? Bravo, corect, asta e. Ce? Ce? Te alerg și pe tine imediat. Lupo, astăzi este despre adevăr, da? Da, nu așa da? Așa că ridică cealaltă mână. Nu. Cine este mai uituc? Eu. Bun. E bine că uite, asta ai o șansă, Lupo. Dar să știi că uită. Câteodată e bine să uiți. E, pe aia zic, e mai sănătos. Uită și când vin dimineața pe la 3. Aia. Dar și-aduce aminte după aia. La masă. La masă și-aduce aminte. De-aia e slăbită? Da. De-aia slăbit că tu ți-aduce aminte la masă și nu mai are nimic. Și sar masă de vreo câteva ori. Așa. Cine este mai cheltuitor? Încă doi pantofi pentru mine. Mi se pare și corect. Auzi, dar pentru ce e viața asta până la urmă? Zici pentru și tu. Ce sunt banii, și dragă. Da, și cumpărăm lucruri foarte utile întotdeauna și întotdeauna la reducere. Corect. N-am ce să fac. Lupul plânge deja. Hai. Spontanul familiei este? Normal. Cum? Dar sunt curioasă. Așa. Cel ce? Care mănâncă ciocolată pe ascuns este? Și pe ascuns și la vedere. Da. Și pe ascuns și la vedere. Eu sunt Cornelia Ciocolată. Cornelia Ciocolată. Da. Rebranding 2021. Yes, my dear. Bun, Cornelia, apoi hai. După ciocolată. Cine face sport? Iată. Bun. Alerg, să știi. Bun. Vreau să vină din nou vremea caldă și eu alerg în Herăstrău. Serios? Sunt, da, sunt la alergat. 6-7 km. Da. Pe zi? Adevărul că e păcat că voi și sunteți aproape acolo, da, puteți imediat să ajungeți. Ne nu punem în rezervor nimic. Alerg după mașină. Aia, da. Și câteodată o și împinge. Las că ne-a ferit Dumnezeu, lasă. Ia să vedem. Cine stă mai mult pe rețelele sociale? Normal. Și Lupu? Da, te-ai gândit, Lupo, ai făcut o pauză. La ce se uită Lupo pe rețelele astea sociale? Niciodată la bărbați. Da. Nici la oameni care să te motiveze. Că-i plac femeile, sincer. Asta nu? Da. Aia zic. Nu, n-ai să dar vezi. Stai puțin, Lupo, că uite, noi femeile, de exemplu, admirăm și urmărim multe femei care arată bine, să ne inspire, să ne motiveze. Păi da. Tu de ce nu faci asta? Dacă eu stau, dar trebuie să stai și, să stai și tu. Cine are mereu dreptate? Corect. Alo. Stai liniștit la locul tău, lupule. Ok. Urmează întrebările grele. Așa. Cine este cel mai gelos? Nu suntem geloși. Nu suntem așa. Dacă nu sunteți geloși, lăsați pantofii jos. I-am lăsat jos? Pe lăsat, așa, lăsat. Nu că domnul a făcut... Ce-ai ridicat? Nu, să gândea că suntem așa, 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 adică dacă nu ești gelos, înseamnă că nu-l iubești pe acela de lângă tine, nu? Ai, de capul meu, așa ce... Bravo, corect, da. Nu, lasă că vezi studiamul. Exercițiu de memorie. Cine a spus primul te iubesc? Ne. Noi ne trebuia ia să facem noi de paravan. De vreo 28 de ani am și uitat. Ce zic? Când s-a întâmplat asta? Știi că era chestia aia pe Facebook, un bătrân și cu o bătrână. Și mătușa zice, măi Ioane, mă, dar tu nu mi-ai mai zis mie te iubesc de atâți ani de zile, de zeci de ani suntem căsătoriți. Și el zice, păi tu femeie, ți-am zis când te-am luat, dacă intervin schimbări, te anunț. Hai, mă, că zici și o glumă, corect, mă! Bună, cea mai bună! Perfect! Bine, ne oprim aici cu testul pantofului, o să cântăm imediat după Dar vreau rezultatul! Da, rezultatul... Imediat îl calculez imediat! Pozitiv!
Ok. Aflăm rezultatul, dar vom și cânta, desigur. La Vorbește Lumea suntem din nou alături de Cornelia și Lupu Rednic. Pregătiți pentru... Întotdeauna! Aia, pregătiți, la pregătiți! Da. Ce cântăm frumos? Muzică populară! Muzică populară! Desigur! Uite, bă, mata, că te văd domn serios, chiar îți spun, o melodie foarte frumoasă. Te văd domn serios, mă duc la o nuntă. Te văd domn serios, îți spun, mă duc la o nuntă. Da, ce melodie astăzi cântăm? Lângă voi se adună Cântecul și Voia Bună. A, da. Ce frumos, da. Ce frumos, tare. Avem nevoie. Este o piesă de pe cel mai recent album al nostru, ca să zic așa, da? Și dacă ne ajută bunul Dumnezeu, avem melodii și vrem să intrăm în studio să facem înregistrări noi, ca când se dă drumul la cântări și la evenimente, noi să venim cu lucruri noi nouță. Așa să fie. No bine, no frumos, bine. Fain. No bine. Da, până atunci, domnul Lupu, aveți grijă la asta, că v-ați subțiat, v-ați ascuțit ca lupta Băi, de clasă. Băi, dar ce-ți place, dar... mă? Deci cât ești de rău, mă? Păi... Și de ce trebuie să amintești atâta păi cu o slăbit? Dar când nu că văd cât e de rău, că stătea puțin cocoșat, stai mai drept, Lupule. Cât e de falnic și de mândru. Uite. Dar ce mai pot că televiziezi, gata. Și tu ești superbă, draga mea. Mulțumesc, să fii sănătoasă. Și de mie îmi place foarte mult. Aia, da. No, ne-a bucurat. Mulțumim tare mult de vizită. Doamne ajută să ne revedem cu bine. Cam asta a fost pentru astăzi. Ne revedem luni de la 10:30. Să aveți un weekend minunat. Distrați-vă, relaxați-vă, încărcați-vă bateriile și noi vă așteptăm aici luni de la 10:30. Acum rămâneți cu Cornelia și Lupu Rednic.
aveți